Father in heaven, Tatăl nostru care ești în cer. We come today Doamne, venim înaintea Ta în rugăciune. În aceste zile din urmă din istoria Pământului. Și Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne dai Duhul Sfânt. Și, și El să ne ajute să înțelegem importanța trecutului și a istoriei noastre. Doamne, ca noi să devenim studenți puternici în profezia Bibliei. Noi să știm, Doamne, ce credem și de ce credem aceste lucruri. Ca noi să putem dova, da dovada credinței noastre cu umilință. Ajută-ne acum. Noi suntem dependenți de Tine. Doamne, Te rugăm încă o dată, dă-ne Duhul Sfânt. Fă ca El să ne conducă în tot adevărul. Îți mulțumim pentru, prin Domnul Isus Hristos și de dragul Lui. Amen. Amin întoarcem turn turn chapter, chapter din nou în Apocalipsa la capitolul 10. Revelation chapter 10. Apocalipsa capitolul 10. Suntem acolo, spunem amin. Alright. Now, we were talking about the angel that came down. Uh, dimineața am vorbit împreună despre îngerul care s-a pogorât din ceruri. For a short review, și ca o scurtă recapitulare, noi știm că acest înger îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos. Și am avut versete biblice cu privire la lucrul acesta foarte clar. Pentru aceia care au venit pentru prima dată în seara aceasta, am vrea să recapitulăm. Biblia ne spune despre acest înger puternic din Apocalipsa 10 cu este Domnul Isus is Hristos. Revelation 1, în Apocalipsa, capitolul 1, 16, de la versetul 12 la versetul 16, uh, dă descrierea acestui înger. Then in Revelation 1, uh, 10, 1 again, Apoi, din nou, în Apocalipsa 10, cu 1, l-am citit, The feet were like spune fine Biblia, Biblia că picioarele acestui înger erau ca rama, ca niște stâlpi de foc. În Apocalipsa 2 cu 18 Hristos spune că El este Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca focului și a cărei picioare sunt ca rama aprinsă, spune Noi descoperim foarte clar din Biblie că Îngerul care se pogoară Now din cerul is este Domnul Iisus. Este clar lucrul acesta până acum din ceea ce am studiat? Apoi am spus că Îngerul în timpul acesta s-a coborât din ceruri. În timpul în care noi discutăm despre capitolul 10 din Apocalipsa este 1840-1844. Ce făcea Domnul Iisus Hristos atunci în ceruri? Când El a început mișcarea aceasta. Noi am citit în Evrei 8, versetul 1 și versetul 2 Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot and that he is the high How, a high priest based off Hebrews 4, Și am citit în Evrei 4 cu versetul 14 unde spune că Isus este marele nostru preot.

Ce am citit noi ce reprezintă? În 41:10, 41 cu versetul 10. Mâna dreaptă este un simbol al mântuirii, al neprihănirii. Biblia ne spune totodată că Domnul Iisus este la dreapta lui Dumnezeu. Este simbol al neprihănirii, But Ce altceva am citit din sfânta Scriptură că Isus face la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu? that he's making what? Intercession. Intercession. Domnul Isus Hristos mijlocește What pentru Bible noi. Text tells us that he's making intercession Ce verset at the right din Biblie ne spune că Domnul Hristos mijlocește la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu? We have Romans 8, 8 34. 34. Okay, Romans 8, 34. Roman 34. Now we know that Christ is making Intercession at the right hand of God. Nu știm că Domnul Isus Hristos face ispășire pentru noi și mijlocește la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu, ca marele nostru preot. But my next is, where is this Ur Următoarea noastră întrebare este aceasta. Unde are loc mijlocirea Domnului Isus Hristos? Where is the place? Unde am spus noi care are loc această lucrare de mijlocire? În sanctuarul in heaven. din ceruri.

care s-a așezat la dreapta scaunul de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului sfânt, și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Și când Biblia ne spune al adevăratului cort, înseamnă că este real. Nu înseamnă că este o iluzie aceasta. Este real, dar chiar dacă tu crezi sau nu crezi lucrul acesta. Now, question. Acum întrebare. Just give you a little background. Vreau ca să recapitulăm. Why would Jesus have to come down to start a movement? De ce Domnul Isus Hristos a trebuit să se pogoare din ceruri ca să înceapă o mișcare? Și apoi, de ce Domnul Isus trebuia să se pogoare din cer, din sanctuar? Ce este acolo atât de important? în primul rând, remember, aduceți vă aminte aceasta. Daniel Daniel 8 cu versetul 14 până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi locașul, sfântul locaș va fi curățit. Curățirea sanctuarului este o lucrare de judecată. înainte ca Dumnezeu să aducă judecata asupra lumii acestea la sfârșitul timpului, he must el trebuie give them a message on righteousness. Dumnezeu trebuie să le dea lor un mesaj despre neprihănire. You say, what, what do you mean? Ce vrei să spuneți prin aceasta, poate vă întrebați. First of all, what is at the throne of God? În primul rând, am vrea să ne întrebăm ce este la tronul lui Dumnezeu. What is at the throne of God? Ce este la tronul lui Dumnezeu? Ia uitați-vă cu mine în Biblie, în cartea Psalm. Psalmul 89, Psalmul 89 cu versetul 14. Haideți să ne uităm împreună. În Psalmul 89, cu versetul 14, Biblia ne spune aici așa. The Bible says justice and judgment are the habitation of thy throne. Dreptatea și judecata sunt scaunului tău de Mercy and truth go before thy face. Bunătatea și sunt feței tale. Now, another word for justice. Un alt cuvânt pentru dreptate is righteousness. Este and it says, just, it says, and it says, justice and judgment. Dreptatea și judecata? Or can we say sau putem judgment, spune neprihănirea și judecata Sunt temelia. foundation. Sunt the the temelia. Cuvântul acesta temelie în limba ebraică. Of thy scaunului tău de domnie. Now, what is the of God Acum, built on? Pe ce este construit? Pe ce și are temelia scaunului Dumnezeu de domnie? dreptatea și judecata, spune Biblia. Acum Domnul Iisus Hristos face o promisiune ultimei biserici din și care este promisiunea ultimei biserici din urmă? Apocalipsa, capitolul 3. Apocalipsa, capitolul 3. să privim promisiunea Domnului Iisus Hristos adresată bisericii în Odisea. The church of Biserica la Odiceea. Look the word of God says. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Revelation 3. Apocalipsa 3. Looking here at verse 21. Versetul 21. To him that overcometh. Celui ce va birui. Will I grant to sit with me? Îi voi da să șadă cu mine. In my throne. Pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. In, in order for you and I, ca noi să putem to sit with să ședem pe scaunul lui de domnie, noi trebuie să experimentăm două lucruri, spune Biblia: dreptatea sau neprihănirea and judgment. și judecata. Without righteousness, fără neprihănire, of Christ, fără neprihănirea lui Isus, you cannot pass the judgment. tu nu poți trece prin judecată. Este oare adevărat lucrul acesta sau nu? Poți trece judecata fără neprihănirea Domnului Isus Hristos? Nu! Nu!

a lui Dumnezeu să fie pregătiți să treacă judecata când ei îl primesc pe Domnul Hristos și neprihănirea sa. Vom vedea lucrul acesta pe măsură ce studiem din Îngerul acesta am observat totodată că vrem să vedem că dreptatea se referă la neprihănire și aceste lucruri sunt de la tronul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă în Psalmul 97, 97, 97, cu versetul 2.

Acestea sunt temelia scaunului său de government Deci, guvernul lui Dumnezeu este construit pe neprihănire și judecată. Pentru ca Dumnezeu să poată începe mișcarea adventă, eu vreau să vă sugerez dumneavoastră că mișcarea aceasta va începe cu un mesaj cu privitor la neprihănire. Let's take a look again. Haideți să privim încă o dată. Now you remember earlier I gave you Isaiah 61:10 because am citit din Isaia 61 cu 10. Unde Biblia ne spune că îngerul acela era îmbrăcat, învăluit. What, și v-am întrebat pe dumneavoastră cu ce era învăluit. Said, 61, și noi am citit din Isaia 61 cu 10 unde Biblia ne spune garments of salvation. Că ne-am îmbrăcat cu hainele mântuirii și cu haina neprihănirii. Nu știm că mântuirea este liberarea din păcat. Matei, capitolul 1, cu 21, am citit lucrul acesta. Neprihănirea, în primul rând, are de-a face cu caracterul. Pentru că ni se cere să avem caracterul Domnului Isus Hristos.

este de a face cu neprihănirea, salvation and righteousness. salvarea, mântuirea și neprihănirea. Which one comes first? Care este prima care vine? Neprihănirea sau mântuirea? Which one comes first? Care prima vine? I mean, say, righteousness. Câți dintre dumneavoastră spuneți că neprihănirea vine I mean, say, salvation. Câți dintre dumneavoastră spuneți că mântuirea? Vă aduceți aminte că mântuirea vine primul. Pentru că tu primești neprihănirea ca rezultat al primirii mântuirii. Atunci când tu îl accepți pe Domnul Isus Hristos, tu îl primești pe Domnul Isus Hristos ca să fie eliberat din ce? Din păcat. Ca rezultat că îl primești pe Domnul Isus Hristos. Pentru că îl primești pe Isus ca să te libereze din băgat și îl accepți pe El ca Domn și Salvator al tău, dacă tu te vei preda pe deplin Domnului Isus înseamnă să fii născut din nou, în momentul acela tu primești neprihănirea sa.

Dreptatea lui Hristos, neprihănirea sa, spune că este ca o haină. Are you with me now? Da. Look at Philippians 3:9 says, whose righteousness are we clothed with? A cui neprihănire trebuie să o avem noi și cu care trebuie să fim îmbrăcați? Filipen 3 cu versetul 9. It says in Philippians 3, versetul 9 din Filipen 3, it says here, and being found in him, și să fiu găsit în el. Notice what it said. Biblia ne spune, being, and being found in him, și să fiu găsit în el. Not having my own righteousness, nu având o neprihănire a mea, which is of the law, pe care mi-o dă legea, but that which is faith, ci aceea the faith. care se capătă prin credința în Hristos. The, here, Christ, neprihănirea the, pe care o dă Dumnezeu. Prin credință. Deci, so Haideți să ne întoarcem puțin. If we look at this, dacă noi privim la aceste lucruri, unul dintre cele mai importante mesaje care ne sunt date Number one, the în primul rând, în mișcarea adventă, mișcarea adventă va, prim, va purta două mesaje importante. Number one, în primul rând, mesajul cu privire la mântuire, care este eliberarea din păcat

And to understand the imputed righteousness of Christ ca noi să înțelegem neprihănirea împărtășită and și the atribuită. And the of neprihănirea împărtășită și atribuită a Domnului Iisus. Now, let's Apom, go look closer. haideți să mergem mai departe. From the Bible, though, Din Biblie însă, what else is ce altceva mai este neprihănirea? Din Biblie. Noi știm că Domnul Hristos este numit neprihănire. Dar cum putem noi să experimentăm neprihănirea Domnului Isus Hristos? Haideți să citim în Psalmul 119 cu versetul 123. Haideți să vedem ce spune Biblia aici.

The Word of God. Neprihănirea spune în original este so, cuvântul lui Dumnezeu. Jesus is righteousness. Domnul Isus este neprihănire. Și cuvântul lui Dumnezeu este neprihănire. Și altceva mai este neprihănire. Bibles to John

Aștept ca să ajungeți acolo. Galateni 5:22. 5 cu 22. The Bible says. Biblia spune așa. But Roada duhului din potrivă. Este dragostea. Bucuria. Pacea. Îndelungă răbdare. Bunătatea. Facerea de bine. Credincioșia, blândețea, Înfrânarea poftelor. Acestea sunt roadele Duhului Sfânt. Sunt roadele Domnului Isus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt neprihănire? Da sau nu? Ephesians 5:9. Haideți să citim Efeseni 5 cu versetul 5, 9. Efeseni 5 cu versetul 9. 9. Vrem să vedem ce este această neprihănire, cum putem să o experimentăm. În Ephesians 5:9 the Bible cu versetul 9 Biblia ne spune așa But the fruit of the spirit is căci roada luminii stă în orice bunătate în neprihănire și în adevăr bunătate neprihănire și în adevăr. This is the fruit of the Spirit. Acestea sunt roade ale Duhului Sfânt. So the Holy and His are deci lucrarea Domnului Isus Hristos și roadele sale reprezintă reprene. Mai este altceva neprihănire? Salmul Psalms 119:172. 119 cu 172. Salmul 119 cu 172. The Bible says, Biblia ne spune astfel aici, My tongue shall speak of thy word, să cânte limba mea cuvântul tău, for all thy commandments, căci toate poruncile tale sunt drepte, sunt neprihănire. So when we talk about righteousness, Tații mei, când vorbim despre neprihănire, what's at the throne of God? care ce este la tronul lui Dumnezeu? God's throne is built on a foundation of righteousness. Tronul lui Dumnezeu este, este are și are temelia pe neprihănire. Domnul Isus Hristos, care este neprihănirea noastră, stă pe tron la dreapta care, și face lucrarea de mare preot. Domnul Isus Hristos este în același timp cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este în același timp numit neprihănire în bise. Domnul Isus Hristos nu este cuvântul care s-a făcut trup. Este adevărat lucrul acesta? Apropo, este legea lui Dumnezeu prezentă acolo la tronul Domnului? Da, este legea lui Dumnezeu prezentă la tronul lui Dumnezeu? Toate poruncile tale sunt dreptate. Neprihănire, am citit. Neprihănire și judecată. Apropo, the way, is, Este oare legea lui Dumnezeu în strânsă legătură cu judecata lui Dumnezeu? We see that the law is at the throne. Noi știm că legea este la tron. But law Dar este oare legea lui Dumnezeu în strânsă legătură cu judecata lui Dumnezeu? Where does judgment take place? Unde are loc această judecată? At the throne of God. Are loc la scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Is the law there? Este legea lui Dumnezeu prezentă acolo. James. Haideți să mergem împreună în cartea Iacov. Iacov, capitolul 2. Are you there? Suntem acolo? Want you to see with me? Vreau James, ca să citim 2. împreună. Iacov, capitolul 2. Iacov, capitolul 2, vrem să Looking citim versul 11 and... Vrem să citim versetul 11 și 12. The Bible said, For he save, do not Biblia ne spune că cel ce a zis să nu preacurvești, a zis și do not kill. să nu ucizi. Now, if thou no adultery, Acum, dacă nu preacurvești, dar become, ucizi, thou a transgressor of the law. te faci călcător al legii. So speak ye, să vorbiți and do ye, și să lucrați. As it says, as they that shall be judged Ca niște oameni care au să fie by the law of liberty. De o lege a Slobozenii. Wait a minute. Așteptați puțin. Legea este aici prezentată ca un standard al judecății lui Dumnezeu. Și judecata este o temelie a tronului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că neprihănirea nu este numai Domnul Iisus Hristos, Dar legea lui Dumnezeu is the foundation Este temelia tronului său sau scaunului său de domnie. Și în legea aceasta. Este acea um, dragoste care renunță la sine. Ai vrea să vedeți lucrul acesta. Where is law? Unde este legea? At the throne. Legea este la scaunul de domnie. Cât a durat, a fost în existență scaunul de domnie a lui Dumnezeu? De când este scaunul de lui Dumnezeu în existență? Cât, cât, de când este scaunul de Domnia lui Dumnezeu din veșnicie? Deci, legea lui Dumnezeu este în existență de când? Atât cât este în existență și tronul lui Dumnezeu. Sunteți împreună cu mine, frații mei? De, de ce vă aduc eu aceste lucruri în fața dumneavoastră? Pentru că, că sunt unii oameni care atac Adventismul și, și ei spun că nu poți dovedi că legea lui Dumnezeu nu a existat înainte de muntele Sinai. Now. <laughs> Acum, una dintre cele mai bune moduri de a dovedi lucrul acesta România, este în Roman, capitolul 5. Unii pastori care uh, sunt pastori uh, ai Bisericii Păzitoare de Duminică prezintă aceste versete. Vreau să privim la această interpretare contextuală, acolo unde vorbește Pavel. Now watch this. Biblia ne spune așa. În primul rând, care va fi evidența Că privind împreună din Roman, capitolul 5, that God's law legea lui Dumnezeu existed a existat, înainte să fie proclamată la Sinai. Listen Ia ascultați ce spune Pavel aici.

That's not what the text says. Frații mei, Biblia mea nu spune lucrul acesta și nici textul. Listen carefully. ascultați încă o dată. Verse 14 is your versetul 14 este versetul nostru. Nevertheless, Totuși, death moartea a domnit de la Adam până la Moise. Așteptați. Ce a domnit de la Adam până la Moise? Moartea. What brings death? Ce aduce moartea? Sin. păcatul. Roman 6:23. Roman 6 cu 23. The wages of sin is plata păcatului este moartea. But, dar what is sin? dar ce este păcatul? First John 3, 4. 1 Ioan 3 cu versetul 4. Cine păcătuiește also the law. calcă legea lui Dumnezeu. Pentru că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Așteptați un pic. Death reigned, deci moartea a domnit Moartea este adusă de păcat. Deci păcatul a domnit de la Adam până la Moise. Dar păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. For chiar dacă legea nu a fost vorbit numai la, chiar dacă legea a fost vorbită la Sinai, the Legea era în existență pentru că moartea was in existence. Era în existență, frații mei.

De asta privim noi aici. De ce este lucrul acesta important, fraților? Pentru că ceea ce noi arătăm acum este că legea lui Dumnezeu a fost în existență. Vă aduceți aminte versetul 13. Dar, spune? Nu Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Și dacă păcatul nu este ținut în seamă atât timp cât nu este o lege, dacă nu este lege, nu este păcat. Dar înseamnă că nu este totodată nici moarte Dar pentru că noi avem moartea de la Adam până la Moise, spune Biblia De aceea păcatul a existat Și legea era împuternicită, legea era în existență

Așteptați puțin. Ce spune Biblia? Satan, diavolul sau Satana? sau Lucifer? Unde a păcătuit Satana? Diavolul, Lucifer. În In In heaven. Heaven. In cerul. So Lucifer. Deci, pentru ca noi să spunem în Biblie că Lucifer a păcătuit, that means that Înseamnă că legea lui Dumnezeu era în ceruri. Acolo, la tronul lui Dumnezeu. Pentru că Lucifer era un heruvim ocrotitor. Acolo, lângă tronul lui Dumnezeu. Frații so mei, aceasta înseamnă that he was with law. că el era obișnuit cu legea lui Dumnezeu. The law of God legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu a fost dintotdeauna în existență. Înainte ca lumea noastră să fie creată. What did David say about the law? Ce spunea David despre legea lui Dumnezeu? În Psalmul 119 cu 142. Psalmul 119 cu versetul 142. Are you there? Suntem acolo? Yeah, yeah, huh? I wait for you. Am să vă aștept. Psalm 119, 142. The Bible says, Biblia ne spune așa. It says here, Thy righteousness is este o dreptate veșnică, spune Biblia. Și ce este neprihănirea? Psalm 119, 172, ce am citit? Toate poruncile tale sunt dreptate, sunt neprihănire. Și apoi spune Biblia, legea ta este adevărul, spune Scriptura. Deci legea lui Dumnezeu, care este neprihănire, este veșnică. Though the law of God is an everlasting Pentru că legea lui Dumnezeu este un legământ veșnic. Nu a fost dat niciodată la o parte. Niciodată nu a fost un timp când legea lui Dumnezeu nu a fost în existență. A fost la existență înainte ca omul să păcătuiască. Și după ce omul a păcătuit, a fost împuternicită și, și ca să arate omului păcatul său. Și că singurul mod prin care poate fi adus în armonie cu Dumnezeu avea nevoie de un Salvator. Pentru că păzind legea, legea însuși nu poți să fie adus în armonie cu Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să ne întoarcem în Apocalipsa, capitolul 10. Spune Biblia că îngerul acesta este învăluit într-un nor. Cu ce este învăluit îngerul?

from shining in its fullness. Poate să păstreze o anumită lumină să strălucească în toată puterea ei, să stopeze acea lumină. In Job 36:2. În Job 36 cu versetul 2. Job 36 cu versetul 2. Job 36 cu 2. The Bible says. Biblia ne spune astfel. Job, that's it. I told you Job 36:2, right? Job 36 cu 2. It says suffer me, așteaptă puțin. I think that's what I want. Uh, yeah. Suffer me a little. Puțin and I will show thee și voi that I have yet to speak on God's behalf. Mai am încă de uh, that's not the one text I'm looking for. Let me see. Job 36.2, 2. That's one I got. Okay. Let me see again. It talks about here, it talks about the idea of it um, being obscured. But let me see. I think I wrote the wrong text down. I'll come back to it, but it oh it says this with clouds he covereth light and commandeth. What was? It? I'm sorry. Job thirty six two. I told you Job thirty six two, right? Yes. Let me see. Mighty God strengthens. Let me see. Where did I put that? Thirty-six thirty two. Thank you. Thirty-six thirty-two, thank you. In Job thirty six thirty-two, with clouds he covereth the light. Ia în mână, spune în and commandeth it not to shine by the cloud that covereth betwixt. In our, in our Romanian language, it's not translated like this. Okay, you want to translate it from the King James yes. real quick and then tell them later, tell them what the difference is? 36, 36 32. 32. Spune cu acopera lumina. Și comandă ca să nu strălucească prin nolul care este pus în fața acestei lumini. Cam așa este tradus textul din King James Version. Ce înseamnă pentru mișcarea adventă ca îngerul să fie învăluit într-un nor, în contextul 1840-1844? Înseamnă că această lumină va avea lumină. Această mișcare va avea lumină, dar o lumină va fi obscură pentru ei. Și chiar dacă vor avea un mesaj, nu vor avea toată lumina ca să înțeleagă orice lucru pe care îl vor învăța deodată. Întrebare.

Care era una dintre acele erori pe care erau promovate chiar de mine? Ca să arate că lumina lui Dumnezeu era în obscuritate. Chiar dacă ei aveau lumină. O înțelegere greșită pe care ei au avut-o. Care a fost aceasta? ei au crezut în sanctuar. Sanctuarul reprezintă pământul care avea să fie curățit prin, prin foc. Și they au crezut, crezut lucrurile bazat pe o înțelegere populară a zilelor acelea. Dar în același timp norul reprezintă altceva în Biblie. Este un mesaj în strânsă legătură cu norul. Jesus said, Domnul Iisus a spus așa. to Revelation 10:2 with me. Haideți să ne întoarcem în Apocalipsa 10 cu versetul 2. Apocalipsa 10 cu 2 În Apocalipsa 10 cu 2 the angel, who is Jesus, Îngerul care este Domnul Iisus El a avut în mâna lui o cărticică deschisă Biblia ne spune că ținea în mână o carticică deschisă and he set his right foot upon the sea, Și a pus piciorul drept pe mare and și piciorul stâng pe pământ, arătând că acel mesaj care venea din cartea deschisă trebuia să treacă peste mări și țări, peste pământ și mări. Dacă carticica aceasta era deschisă acum, aceasta sugerează că această carticică a fost cândva închisă sau sigilată. Cunoșteți o carte în Sfânta Scriptură care s-a declarat să fie sigilată pentru o perioadă de timp? Haideți să mergem în Daniel capitolul 12. Daniel, 12, Daniel capitolul 12 cu versetul 4. In Daniel 12, 4, Daniel 12, 4, Daniel 12 4, cu versetul 4, Biblia ne spune asta. The Bible says, But thou, Daniel, tu însă, Daniel, ține ascunse aceste cuvinte the words, și pecetruiește cartea. Seal up the book, Până la, Even to the time of the până la vremea sfârșitului. Până la vremea sfârșitului. mulți o vor citi. And shall be și cunoștința va crește. So, wait a Haideți să așteptăm. A a Biblia ne spune că a fost o porțiune din cartea Daniel care a fost pecetruită. Ce porțiune din cartea Daniel a fost pecetruită până and la vremea sfârșitului? And would not be și nu avea să fie înțeleasă until the time of the până la vremea sfârșitului. Undeva după anul 1798. Pentru că timpul sfârșitului reprezintă în 1798. Ce parte din cartea Daniel nu avea să fie înțeleasă până atunci? Haideți să ne întoarcem în Daniel 8 cu versetul 13 și versetul 14. Și apoi citim versetul 26. Daniel 8, 13 și 14. Suntem acolo. Want vedem împreună. Daniel Am auzit pe un sfânt vorbind cu un alt sfânt. A întrebat pe cel ce vorbea, în, în câtă vreme? Se va împlini vedenia despre desfințarea jerfenei curmante. Și despre urăciunea pustirii. Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș. And the Și oștirea. To be under foot. Yes. Și aș vrea să privim împreună. They how long. I-au pus întrebarea aceasta până când. How long will it be for the transgression desolation or the power? Până când se va împlini vedenia despre desfințarea jerfei necurmate sau puterii pavale. Până când papalitatea avea să calce în picioare mesajul sanctuarului lui Dumnezeu. Și apoi el spune mai departe, și el mi-a zis până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Așteptați puțin. La sfârșitul celor 2300 de șeri și limineți, cunoștința cu privire la mesajul sanctuarului, ca mesaj care a fost călcat în picioare de către Supremația Papală, for 1260 pentru aproape 1260 de ani, by, by 1844, în anul 1844, în preajma acestui true an, of Christ, adevărata poziția domnului Isus și lucrarea sa în sanctuarul de sus din ceruri avea să fie readus la lumină acest mesaj al lucrării lui Isus din sanctuarul ceresc după ce a fost călcat în picioare acest mesaj și înlocuit de preoția papală și serviciile papalității But now look here. Vreau să ne uităm împreună 26. Acum. Versetul 26 ne spune despre profeția ce a fost pecetruită. Biblia ne spune versetul 26 Iar and the the vision of the evening and morning, cu serile și diminețile was told is true, de care a fost vorba este adevărată. Vision, tu pecetruiește vedenia aceasta and it shall be for many days. căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. So, what, what vision was shut up? Ce viziune a fost pecetruită? Viziunea cu privire la ce? la sărci și dimineți. Care are a, a face cu 2300 de ser și dimineți în profeția biblică? Și după multe zile. După 2300 de sărci și dimineți, 2300 de ani. Cunoștința despre mesajul sanctuarului, privitoare această vedenie despre serile și dimineții, care arată prin mesajul sanctuarului And Christ's work is high priest. și lucrarea Domnului Isus Hristos ca marele nostru preot avea să fie redescoperit, avea să fie neînțeles atunci, dar nu înainte de o dezamăgire care avea să fie împopărită. Pentru că această dezamăgire este calculată. Pentru ca copiii lui Dumnezeu to go back să se întoarcă and the și să reexamineze poziția noastră cu privire la sanctuar din Cuvântul lui Dumnezeu. And not from the și nu din după după învățăturile populare ale zilelor respective. And the of the și cunoștința cu privire la mesajul sanctuar will be placed back on this... avea să fie pusă din nou pe platforma potrivită lucrarea Domnului Isus ca nostru. Și acea cunoștință By listen ascultați. Remember. Aduceți vă aminte. Look here. Vreau să vă arăt despre ce vorbim Haideți să mergem mai departe Cunoștința sanctuarului avea să fie din nou înțeleasă Trebuie să vă aduceți aminte că Apocalips 10 Versetele acestea nu sunt în mod necesar în ordine cronologică. De aceea când mergi prin acest capitol cu atenție Versetele pe care noi le studiem în Apocalips 10 Sunt în ordine Revelation 10:3 Uitați-vă, he, he cried with a loud voice when a, a lion roared. Now, who is the angel? Cine este îngerul acesta? Jesus. Este Domnul Isus Hristos. Jesus had the little book of Domnul Isus Hristos avea cartea Daniel deschisă în mâna lui. We found that the little book was the vision of the evening and morning. spus că acea parte care a fost deschisă este viziunea cu privire la sărșii și dimineți. It was closed. A fost când va închisă pe cerul și avea să fie din nou redeschisă. In the time of the end. În timpul sfârșitului. After după anul 1798. 1840. 1840 1844. Până în 1844. Este după

Cum răcnește un leu, spune Biblia. Nu spune Biblia că va fi doar o cunoștință despre mesajul sanctuarului. Dar este ceva în strânsă legătură cu sanctuarul și mesajul sanctuarului. That must also come into play with the knowledge of the cleansing. Trebuie să aibă de a face cu mesajul curățirii. what is it? What you mean? Ce vrei să spui cu aceasta? The Bible says he cried with a loud voice when a lion roared. Meaning that the message was to attract the attention worldwide. Cu alte cuvinte, să lumii we read in great controversy about the global religious awakening. Noi citim în în Marea Luptă despre acea mondială. Men like Edward Irving and Joseph Wolfe preached the gospel. ca Joseph care predicau Evanghelia. Believing that the Jesus was coming. Ei credeau că Domnul Iisus Hristos va veni. But now what did it mean as a lion roared? Dar ce înseamnă când spune Biblia că va răcni ca un leu din cer? In Revelation 5:5. În Apocalipsa 5 cu versetul 5. We read this. Noi citim lucrul acesta. One of the elders said unto me. Și unul dintre bătrâni mi-a zis. Weep not. Nu plânge. Behold the lion of the tribe of Judah. Iată că leul din seminția lui Iuda. The root of David. Rădăcina lui David. Has prevailed To open the a biruit ca să deschidă cartea and the loose the seals și thereof. cele șapte peceți ale ei. Notice that Jesus cum este numit Domnul Isus Hristos, leul din tribul lui Iuda, spune important Este important cu privire la leul și tribul lui Iuda, de noi trebuie să studiem. Turn in your Bibles again. Să în Let's see. Să studiem. Lion of the tribe of Leul Judah. Din lui Iuda. Lion roaring. Leul care Listen carefully. The Bible says here in Psalm 60, ne spune în verse 60, cu 7. It said, "Gilead is mine. 60, cu versetul Manasseh 7. is mine." Spune, Manasseh este al meu. Ephraim also is the strength of my head. Ephraim este the tăria capului meu. Judah, iar Judah, is my lawgiver. Toiagul meu de cărmuire în King James Version spune este dătătorul legii mele. Look again. Încă o dată. I, like, I, look, look again. Privim încă o dată. In, Psalm, in Genesis 49. În Geneza 49. Genesis 49. Geneza 49. and 10. Judah is a lion's web from the prey my son thou art going up Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Be stooped, he Iuda își pleacă genunchii, se culcă. As a lion and as an old lion. În tocmai ca un leu, ca o leoaică. Who shall rouse -o Cine îl va scula? The scepter shall not depart from Judah. Toiagul de domnie nu se va depărta din Judah. Nor a lawgiver from between his feet. Nici toiagul de cărmuire sau dătătorul de lege dintre picioarele lui. Notice again that Judah here is the Încă o dată apare aici Iuda ca fiind cel care dă lege în traducerea King James Version original. Spune, the Bible says in Isaiah 33:22. În Isaia 33 cu versetul 22. Look here with me. Aș vrea să privim împreună. Isaiah 33:22. Isaia 33 cu 22. the Lord is our judge. Căci Domnul este judecătorul nostru. The Lord is our lawgiver. Domnul este legiuitorul nostru. The Lord is king. Domnul este împăratul He will nostru. El ne mântuiește. Now wait a minute. Haideți să ne oprim. The Bible puțin. says he was he he roared like a lion. El striga ca un leu, As ca un leu. leu. A lion roar here is symbolizing that Christ would also have his law proclaimed with the prophetic message. Când Biblia ne spune că va răcni ca un leu înseamnă că legea lui Dumnezeu va fi proclamată totodată cu mesajul profetic. Because the law Is connected to judgment. But well, let's go a little closer. să In Revelation 10.3. Look 10 back 3, with me now. Come on. Mergem mai departe. Revelation 10:3, going step by step. The Bible said he cried with a loud voice. It was when a lion roared, and when he had cried, seven thunders uttered their voices. Seven in the Bible is a number of completion. Thunders refer to about thunders. refer to divine proclamations. Uh, tunetele se referă la uh, declarațiile divine sau proclamări divine ale lui Dumnezeu. Now the interesting thing about it was. Ce este interesant cu privire la lucrul acesta? John said there were seven thunders. Biblia ne spune că erau șapte tunete. And he understood them. Și el le-a auzit. Le Now înțeles. how is that? Cum a s-a întâmplat lucrul acesta. Listen what the Bible says. Ia asculta ce spune Biblia. In Job 37:5. În Job 37 cu versetul 5. The Bible 5, said God thundereth marvelously with his voice. Biblia ne spune Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. Great things doeth he which we cannot comprehend. Face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. In Psalm 77:18. Psalmul 77 cu versetul 18. It says the voice of thy thunder. În tunetul tău a izbucnit în vârteci de vânt. Salmul 29 cu versetul 3. Glasul Domnului răsună pe ape. The Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. The Bible likens thunder, God's voice to like thunder. Dumnezeu vorbește despre glasul său ca fiind asemănat cu tunetul. Now, if you don't believe that, dacă nu credeți lucrul acesta, do you remember a book called Great Controversy? Vă aduceți aminte de o carte numită Marea Luptă? Do you remember in the last day, știți că în zilele din urmă, when the special resurrection of those who died in faith for the third angel's message, când va avea loc acea înviere specială a celor care au murit în solia îngerului al treilea, God speaks spune că Dumnezeu the vorbește the Ziua și ceasul când El va veni și spune că vocea Lui se rostogolește peste pământ. El spune că se va auzi asemenea ca un tunet atunci. Spune că vor, neprihăniții vor înțelege vocea Lui Dumnezeu. While the wicked just spune spune că thunder. în timp ce ei nelegiuiți voi crede că aceasta este doar un tunet. John Revelator. Ioan în Cartea Apocalipsei reprezintă pe poporul lui Dumnezeu the last days, care în zilele din urmă vor înțelege John understood the seven thunders. Ioan a înțeles cele șapte tunete. To the point. Până acolo, the and write them not. Lui Ioan s-a spus, pecetruiește acele lucruri pe care le-ai auzit în cele șapte tunete și nu le scrie. And thank God for the spirit of prophecy Și this mulțumim one. lui Dumnezeu pentru spiritul profetic cu privire la acest. Ce erau acele șapte tunete despre care vorbește Ellen Biba. White wrote, Ellen White scria Acesta este manuscrisul 59, 1900. SDA Bible Commentary 9, page 9, Comentarii biblice, volumul 9, pagina 971. The special light Spune lumina special care a fost dată lui Ioan a fost exprimată în cele șapte tunete. Aceste cele șapte tunete reprezintă o deliniere a unor evenimente care aveau să, tra să aibă loc între prima și cea de-a doua solie îngerească. Nu era bine. La poporul lui Dumnezeu să cunoască aceste lucruri, Pentru că credința lor trebuia să fie în mod necesar testată de Dumnezeu. The și surule mele, evenimentele care au avut loc între prima și cea -a, a doua, -a doua erau mesajul celor șapte tunete. Spunea că pentru ca Dumnezeu

dar nicio altă lumină nu trebuia să fie descoperită înainte ca aceste două mesaje să-și facă lucrarea lor deosebită. Și-au făcut lucrarea prima și cea de-a doua îngerească. Evenimentele care erau în cele șapte tunete aveau să fie descoperite. Care erau acele evenimente descoperite? Frații mei, acesta era mesajul solii în al 3. Revelation 14. Și este mesajul din Apocalips, capitolul 14. It says, Thou must prophesy again. trebuie să profetizezi din nou. În încheiere, vreau să ne uităm din nou în Apocalips, capitolul 10. Vreau ca să ne uităm din nou. Just want you to yes. There quickly. Revelation 10. Apocalipsa 10. Vreau să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Now, now And the angel which I saw stand upon the sea and upon the land, în în și the Bible tells about this angel lifted up his hand to heaven. Biblia ne spune că acest înger Now before you go any further. Înainte să mergem mai departe. Before we go there, înainte să mergem acolo. next verse 10:8. Următorul nostru verset ar trebui să fie versetul 8 din Apocalipsa 10. Versetul 8 și 9. We are close with these two. Și vom încheia cu aceste două versete. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou. Și mi-a zis and said take the little book. Du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului. Now, this is the same voice Aceasta este aceeași voce. Care, care i-a spus lui Ioan să pecetruiască ceea ce a auzit în cele șapte tunete. Now, the voice tells John, acum acum Îngerul îi spune lui Ioan să take, meargă take the little book și să ia cărticica deschisă, which is open care este deschisă in the angel's hand. în mâna îngerului Which is standeth upon the sea and upon the earth. Verse nine says, nouă, I went unto the angel yes? and said unto him, Give me the little bowl. And he said, Take it, a zis, eat it up, and it shall make thy belly bitter. Va but it shall be in thy mouth sweet as honey. Dulce, mierea, What did John do? Ce -a făcut Ioan? John is a type of the Ioan este, reprezintă poporul advent al lui Dumnezeu ei studiază Carta lui Daniel ei înțeleg profețiile ei see că Hristos trebuie să vină a doua oară. Și aceasta este bucuria și dulcețea mesajului. Și they have set Ei the au ajuns atunci să stabilească data pentru revenirea Domnului, 22 octombrie 1844. 22 Dar pe 22 octombrie 1844, A venit și a trecut acest lucru această dată dulce cea de a doua venire mesajul dulce Jesus hadn't come. Domnul Isus n-a venit Ridicule. Ridiculizare, dezamăgire bitter. amărăciune second coming, sweet. Cea de sweet a doua venire dulce But didn't come. dar Domnul n-a venit bitter amar what do you mean cum adică ce fac lucrurile să fie dulci? În Proverbe 14 cu 13. Remember the angel said the message will be sweet as honey to your mouth. Biblia ne spune că acest mesaj avea să fie dulce ca mierea în gura ta. My son, Biblia ne spune, eat thou honey. Proverbs, 14:13. 14 cu 13. Is that there? Yes. My son, eat thou honey. No, it's not. 14. Oh, not 14, 13? No. It's here. Let me make sure. Let me make sure you got it. I got, got it here right. Let me see if you can get it. Okay. Hold on. Sweet. In the beginning. Let's take a look. Început, mesajul a dulce. okay. That's not right. Okay, that must be wrote it down here wrong. There. 14, 3. Let's see. Well, anyway, let me take you to the next one. I got another one for you. What is sweet? Ce este dulcele acest? Psalm să ne uităm în Psalmul 119, Psalm 103. Psalmul 119, 103. Psalm 119, 103. Psalm 119, 103. Ce, Ce înseamnă să fie dulce? have it there? Suntem acolo? Psalm 119, the Bible says here. Biblia ne spune aici așa. Psalm 119, 103. Cuvântul lui Dumnezeu spune. The Bible said, how sweet are thy words. Ce dulci sunt cuvintele tale. Unto my taste. Pentru cerul gurii mele. Yea, sweeter than honey. Mai dulci decât mierea în mea. my mouth. Mea. So what made the message sweet? Ce a făcut mesajul să fie dulce? The message was founded in the study of God's word. Mesajul a fost dulce în studiul cuvântului lui Dumnezeu. And as they studied the message Și from the word of God. Și studiau mesajul din cuvântul lui Dumnezeu. It was sweet. Mesajul and funny acesta era dulce ca miera. To spune, the mouth. Pentru gură. To the point. Până acolo, they could say like Psalms 34:8. Încât ei puteau spune că Psalm 34 cu versetul. 8, oh, taste and see. That the Lord is good. Gustați și vedeți că de bun este Domnul. Dar apoi Biblia ne spune mai departe. Că mesajul acesta avea să fie amar. Ce avea să se întâmple? Că didn't Isus Hristos nu a venit. A fost ce a fost dulce? The hope of his coming. Speranța revenirii Sale. Întrebare. Întrebare. Is the message sweet to you yet? Mai este mesajul acesta dulce pentru tine? Are you living for Christ's second coming? Mai trăiești tu pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos? Is the second coming of Christ still sweet to you? Mai este mesajul revenirii Domnului Isus Hristos dulce pentru tine? You've been in the church for how long now? Ai fost în biserică de cât timp până acum? You've been a worker in the cause of God for how long? Ai fost un lucrător în cauza lui Dumnezeu pentru cât timp? Is the message sweet to you? Mai este mesajul acesta dulce pentru tine? Or is it become a little sour? a devenit puțin amar. Poate nu este chiar amar, dar se crește încet, încet. Știți, timpul trece, Iisus nu a venit încă. Am fost tânăr când am început cu adevărul. Acum am îmbătrânit. Și Domnul Iisus n-a venit. Mai este mesajul dulce pentru tine? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă mesajul nu este dulce pentru tine, atunci ești indiferent. Dacă mesajul acesta nu este dulce pentru tine, atunci mersul la biserică nu este nimic altceva decât o rutină. A devenit o ceremonie, o formalitate. Mesajul a fost dulce. Pentru copiii lui Dumnezeu, care nici măcar nu înțelegeau adevărul total cu privire la sanctuar. Mai este cea de-a doua venire a Domnului Isus? Un lucru pe care tu îl aștepți cu toată inima? Îl aștepți cu adevărat pe Domnul să vină? Cea de-a doua venire a Domnului Isus dictează modul în care îți trăiești viața ta? Frații mei, eu vă pun aceste întrebări. Pentru că dacă ai pierdut din vedere dragostea ta pentru Hristos și cea de-a doua venire, atunci biserica pentru tine este o rutină și, și câteodată e mai mizerabilă, abia aștepți ca sabatul să se termine odată, nu ai nicio bucurie în sabatul lui Dumnezeu. Ajungi să faci o formalitate și, în și din frică că s-ar putea să fi pierdut. Nu îndrăznești să pleci din biserică, dar nu ai nici o bucurie dulce în viața ta, în viața veșnică și în această întoarcere iminentă a Domnului nostru Isus Hristos. Frații mei, pentru ei a fost amar. 50.000 de oameni. Când fumul acela a fost îndepărtat, în marea dezamăgire, 50 au rămas. Au rămas. Ce, ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Isus ar fi venit atunci? Wow! 50 de oameni atât. Ce se va întâmpla pentru noi în timpul sfârșitului? oh, nu, vom fi mai mulți de 50 de adventiști. Frații mei, da. Dar câți adventiști suntem noi astăzi? Care sunt statisticile? Milioane, 16 milioane. 16 milioane de adventiști. Câți dintre ei sunt cu adevărat Urmează sfatul lui Dumnezeu. Dacă tu ai început să deduci, dacă ai pus legea lui Dumnezeu, Biblia și mărturile pentru biserică, aici sus, și ei 16 milioane de adventiști de ziua așa și îi compari în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu la lege și la mărturie, spune Biblia din 16 milioane, nici unul din 20, spune sora White, nu sunt gata. We oh, oare așa? Nu poate fi chiar așa. De ce credeți că la sfârșit, Majoritatea vor pleca din biserica lui Dumnezeu. Din 16 milioane. Câți dintre ei vor avea caracterul? Adevăratul caracter, caracter creștin al lui Hristos. Din 16 milioane. Câți dintre ei vor crede cu adevărat în mesajul victoriei asupra păcatului? Din 16 milioane, câți dintre ei vor părăsi cu totul lumea aceasta? Și din 16 milioane, câți dintre ei au primit mesajul reformei sanitare și a neprihănirii Domnului Isus? Și au urmat sfatul lui Dumnezeu. Dacă începi să deduci și să te gândești, vei vedea și va fi doar o rămășiță la sfârșit. O mică grupă când va avea loc cernerea finală în poporul lui Dumnezeu. Întrebarea pe care trebuie să-ți o pui astăzi. Lord, Doamne, ajută-mă pe mine. Ajută-mă pe mine să fiu din acei 16 milioane. Ajută-mă pe mine, Doamne, să biruiesc și să obțin caracterul și slava Ta. Te rog, Doamne! Aceasta este întrebarea pe care noi trebuie să o spunem, Domnului. Frații mei, dacă numai 50 au mers mai departe să studieze profețiile și noi mergem la decretul duminical, e mulțumesc lui Dumnezeu, vor fi mai mult de 50, dar foarte puțini majoritatea vor părăsi biserica lui Dumnezeu și vor părăsi credința lui Dumnezeu și vor ajunge în rândurile vrășmașului. Oameni pe care noi măcar nici nu știm, care nu au avut caracterul lui Hristos, dar care nu au avut doctrinele noastre, vor va veni un timp când oamenii aceștia vor veni la Domnul și vor lua locurile pe care noi stăm astăzi. Frații mei, nu ați dori să vă rugați cu mine? spune spunem Domnului, Doamne, te rog, ajută-mă și pe mine să înțeleg situația aceasta. Ajută-mă, Doamne, să nu fiu scuduit, să nu fiu cernut afară din mișcarea aceasta. Acum când încercările și furtuna se apropie, haideți să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, Father. Tată. Mesajul pe care îl avem de mai bine de 160 de ani. Doamne, noi am adormit în privința aceasta. Doamne, unii dintre noi n-am pierdut dragostea dintre noi. Și, și bucuria noastră și zelul nostru, acea dulcează pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus. Doamne, te rugăm prin harul tău ca tu să ne ajut să ne revenim și să avem dragostea din tâi și bucuria noastră să umblăm în neprihănirea Domnului Hristos. Tată, te rog, dacă noi nu avem neprihănirea ta la sfârșit. Then Doamne, noi vom fi găsiți goi atunci. Dacă noi vom fi găsiți fără neprihănirea ta, noi nu vom putea rămâne în picioare la venirea ta. We Doamne, vom fi distruși de strălucirea venirii tale. Lord, Doamne, te rog, Ajută-ne acum. Ajută-ne să primim neprihănirea ta. Acum când mai ești marele nostru preot în judecată. Help Ajută-ne, Doamne, acum. Ajută-ne să avem caracterul tău. Ajută-ne, Doamne, să avem acele podoabe în viața noastră. Să fim niște epistole vii, văzute și citite de toți oamenii să fim lumini în lumea aceasta ca oamenii să poată vedea lumina slava ta Tatălui nostru care ești în ceruri tată te rog nu lăsa ca niciunul dintre noi să fie pierdut. Te rog, Doamne, nu ne lăsa să fim pierduți. Nu lăsa ca membrii bisericilor noastre să fie pierduți. Doamne, te rugăm pentru pastorii și pentru liderii din lumea întreagă. Doamne, dorința ta este să salvezi și pe ei. Te rugăm, Doamne, țineți mâna ta. Doamne, și condui pe drumul neprihănirii. Și arată-le, Doamne, că este timpul ca noi să îndepărtăm păcatul. among Nu numai între ei, Doamne, dar și între noi. Because in the long run, Doamne, suntem împreună. Doamne, Tu ai spus că nimeni nu dorește să piară, dar toți să fim aduși la mântuire și la pocăință. Doamne, dă-ne darul pocăinței. Doamne, dă-ne acea pocăință care să ne ajungă astăzi să nu ne mai pocăim încă o dată. Să ne Doamne, acea întristare pentru păcat ca să ne întoarcem de la păcatele noastre și să nu mai crucificăm pe Domnul Isus. Am cerut acestea în numele Lui Isus și de dragul Lui. Amin.